Iată începe judecata Domnul judecă în Sion, norul de martori vine lângă strălucitul tron. Stau în fața acuzații milioane mici și mari, se înfioară împărații între oși și criminal. Primul suflet vine în față: tu de ce nu m-ai primit? Eu aveam avere multă, n-aveam vreme de gândi. Și-a chemat judecătorul primul martor în proces: Avrame, ce-a de în lume când din lume te-am ales? Doamne, mii de rup și roabe, turmă greu de numărat, saci cu aur și popoabe și veșminte de împărat. Și-ai putut primi cuvântul, tu bogatule Avram? De-ar fi fost al meu pământul, totul, Doamne, îți dăteam. Se rostește scurs sentința, vine al doilea acuzat: tu de ce ai respins credința? Eu eram bolnav în pat. Și din norul de martori vine unul tinorod: cum te aflai tu, spuse Domnul, când ai fost întâiul rod? Împărate, niciodată ceasul acela m-a uitat, mă aflam atunci pe cruce, tot mai lângă crucea ta. Domnul judecă pe altul: pentru ce ai respins credința? Doamne, pe la noi atint atunci doi sau trei urmau căința. La un semn apar un martor cu păr alb, cu alb de șmâni: spune tu cu tine alături câți credeau pe acest pământ. Doamne, când vestea în potopul, spuse martorul cu greu: nimeni urmă credința, nimeni, Doamne, numai eu. Și acum vine o altă acuzată: tu de ce nu m-ai primit? N-aveam timp, aveam atâta de cusut și de îngrijit. Tu, Tabita, pe câți oare îngrijai, parcă vreo doi? Ba pe mulți, spuse deci de glasuri, și pe noi, ba și pe noi. Vine altă acuzată: tu, o Doamne prea slăvite, tu știi tot, eram frumoasă și învinsă de ispite. Spune, strigă Salvatorul, tu, Mahria din Magdal, cum erai? Eram frumoasă și pluteam pe-a lumii val. Sufletul de șapte lanțuri era prins și ferecat, dar eu am venit la tine, tu pe toate le-ai sfârmat. Tu alt acuzat primești, fioroasă întrebare: Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de adunare. Domnul face un semn spre martor, jurul marelui examen, și se vede în car deodată și din car coboară un famen. Tu, spre templul meu, de unde te porneai când te chemam? Eu, din Africa, stăpâne, din Etopia veneam. Se rostește iar sentința, este adus alta acuzată: Doamne, tu te mai prostimea, eu eram un învățat. Domnul alege acum un martor, unul singur e de ajuns: Luca, ce-ai fost tu în lume? Doctor, martorul răspunde. Domnul judecă înainte, vine un prinț de mare neam: tu de ce ai respins credința? Eram rege, nu puteam. Și ca martor eu, femeie, tu este era cea frumoasă, Cris, că ai slujit credința, ce ai? Împărăteasă! Acuzatul se retrage. Următorul la întrebare e un avocat cu vază: Doamne, cer o amânare, vreau un avocat de seamă, dar oricât să fie adus. Prea târziu, răspunde Domnul, până acum să-ți fi pus. Voi, copii, întreabă Domnul, avocat v-a spus sau nu? Cine v-a fost avocatul? Și răspunsul: Doamne, tu! Domnul judecă înainte, vi un tânăr acuzat: Doamne, eu eram prea tânăr când din lume m-ai
sfânt, Iosif cel frumos și tânăr de ispite neîntrând. Samuel cel din pruncie, Domnului l-a împrumutat. Iosua, Caleb, ce în țară cea promisă au intrat. David cu o praștie în mână, un copil cu păr bălai. Iosia, băiatul rege, credinciosul lui Adonai. Daniel, școlar de frunte ce întrecea orice aldeu, și cei trei tineri ce au fost în flăcări lângă un fiu de Dumnezeu. Vine târzi botezătorul ce pe Domnul prevestea. Vin copiii care în templu l-au primit cu osana. Vine apostolul iubirii, tinerelul înțelept, ce și-a sprijinit la cină tâmpla pe cerescul piept. Vin cei tineri ca o rouă, cu podoabe sfinte în zori, vin cântând cântare nouă și din glas și din viori. Acuzatul pleacă fruntea și se întoarce lăcrimând. Domnul judecă